Primarii sunt speriați că începând din acest an vor fi obligați să plătească doar din bugetul local sumele destinate asistenței sociale. Cum în Vâlcea sunt doar 3 primării care și-ar putea permite acest lucru, dar fără să mai poată visa la alte investiții, președintele PNL Vâlcea, Cristian Buican, se declară solidar cu toți șefii administrației publice locale. Pentru noi contează primarii de țară. Nu contează pentru putere decât la alegeri. Noi, de exemplu, suntem pregătiți să eliminăm o nedreptate a acestei propuneri de buget, mai exact să eliminăm cheltuielile cu socialul de la primării. După cum se știe, se aude, domnul Dragnea dorește ca toate cheltuielile sociale să fie trecute de la Ministerul Muncii la primării, lucru care este foarte grav. Acest lucru, în opinia mea, este făcut pentru că actualul buget nu este acoperitor pentru aceste cheltuieli sociale. Și ca oamenii care nu vor beneficia de aceste sume să nu dea vina pe guvern, și să dea vina pe primari. Încă primarii sunt aceia care nu doresc să le plătească aceste sume care sunt destul de mari. Dar să lași asistența socială la îndemâna unui primar, unei localități mai mari sau mai mici? Nu, asta este problema. Să o lași fără să-i asigur finanțare. Asta este drama. Este o șmecherie a domnului Dragnea, prin care va arunca vina neplății acestor sume pe primari, în același timp păstrându-și la nivelul Ministerului de Finanțe și la Consiliile Județene niște sume prin care să își ajute proprii primari, care vor fi în dificultate. O să vedeți că sumele de echilibrare se vor face doar pentru aceste cheltuieli sociale și doar în localități conduse de PSD. Noi vrem să eliminăm facem amendamente prin care să trecem cheltuielile așa cum au fost până acum, 10% de la primării, 90% de la Ministerul Muncii, exact cum a fost până în acest an, când a venit domnul Dragnea cu această găselniță pentru a scăpa de niște cheltuieli uriașe și niște presiuni asupra... Și aveți suficienți parlamentari, domnule deputat? Deocamdată nu au ei suficienți parlamentari să treacă această propunere. Caută aliați pe la UDMR, pe la PMP, am înțeles, pe la alte formațiuni politice, astfel încât să aibă suficienți parlamentari să treacă bugetul. Liderul liberalilor vâlceni crede că guvernanții nu sunt consecvenți în ceea ce privește stabilirea bugetului național pentru că nu mai au majoritatea în Parlament și au nevoie de timp pentru negocieri.